Suntem pe 20 ianuarie 2023 și verificăm coloniile în funcție să vedem care cum a consumat, fiindcă temperaturile exterioare ne ajută. Și iată, dacă în filmul trecut am găsit o colonie care avea nevoie de o turtă deasupra, această colonie este una care nu are nevoie de o astfel de turtă. De fapt, din cele 7 colonii, una singură am găsit care avea nevoie de turtă. Nu dau la toți turtă, fiindcă nu-i nevoie. Iată, aici avem cantitatea de miere a acestei colonii. Așa rămâne. Această ramă rămâne la colonie. Și în mod normal n-ar trebui să o deranjez. Aceasta este mai cu minte. Să arunc eu așa o privire pe a doua ramă. Aici e un loc mai gol și vom strânge colonia, dar trebuie să ne uităm un pic la celulele cu păstură, să nu-i scoatem ramele cu păstura afară. E clar că trebuie strâns un pic. De acum nu ne mai facem probleme cu puietul, că ne apropiem încet încet de februarie. Avem aici mătcuța, avem și puiet. Ramele din mijloc e puietă, deci nu avem deja ce să ne mai cărim cu puietul, așa că nu-l mai expun. Ce mă interesează sunt aceste două rame. Așa, și să văd aceste două rame, cum se prezintă. Cum îl dau mai mult deasupra, nu îl introducem în stup. Iată, aceste două rame sunt goale, deci o să le dăm afară. Îi strângem cuibul doar pe ramele care e albină. A fost lăsat un pic mai larg. Acum strângem și totul o să fie bine. Le strângem pe cele 5 rame. Rana are suficientă, cel puțin până vin cu turtele proteice. Thank you.
strângem colonia, acum are și mâncare aici, o ramă bună. Pentru următoarele 3 săptămâni, cam așa. Bun. Aceste rame rămân aici. Sunt ramele cu mirosul acestei colonii. Și când va fi cazul, le vom folosi. Bun. Iată, aceasta nu are nevoie de o turtă. Deci punem turte în funcție de cum arată colonia. Dacă punem turte, mierea care e acum s-ar putea să rămână neconsumată și vom avea nevoie de loc pentru puie. Dar 3 săptămâni e. 3 săptămâni va arăta bine. Trecem mai departe. Mergem la altul. Așa. Până la următorul film. Numai bine!